Seară bună, haideți să vă spun și în acest fel, pentru că suntem, iată, la 2 săptămâni de vară, suntem pe 15 iunie și suntem, aș putea spune, pe panta aia bună pe care o așteptam poate de luni bune încoace, pentru că, din punct de vedere pandemic, ziua de 15 iunie trebuie luată într-un context al așteptelor de mai bine. Toată țara este, da, dacă putem vorbi de codurile pandemice, cele care au funcționat din martie anul trecut până în clipa de față, toată țara este într-un scenariu verde. Suntem, practic, aș putea spune, pe o curbă descendentă din fericire, pentru că doar în 2 unități administrative este vorba de Prahova și Alba, incidența este puțin mai mare. La Prahova este undeva la 0,23 și la Alba la 0,21. Oltul nu mai contează pe unde este, pentru că suntem pe undeva, dacă nu voi greși cifra, într-o incidență a cazurilor de coronavirus la 0,09. Deci iată că ne facem bine. Ne facem bine. Uf, e cam mult spus, pentru că astăzi parlamentarii din arcul guvernamental, cei de la PNL, USR, UDM, și mâinile de ajutor pe care le au pe acolo și din partea altora, au decis amânarea majorării alocațiilor pentru copii undeva, să zicem, până la, dacă mai putem lua un termen de bun, până la 1 ianuarie 2022. Haideți să-i credem, sau nu știu dacă mai merită să-i credem, dar lucrurile, iată că se mișcă și într-un sens al nepăsării din partea celor care și-au asumat prin lege, din partea celor care, dacă ne vom aminti, în urmă cu un an și jumătate, poate un pic mai bine, forțau mâna celor care se aflau la putere în acea vreme, celor de la PSD, de a adopta o lege, tocmai legea majorării alocațiilor, pe care astăzi au împins-o într-un timp de o jumătate de an de aici încolo. Bună seara din nou de la stânga la dreapta. Invitatul meu din această seară este domnul primar al Comunei Ghimpețen, Dan Constantin Dobrea, care îi spun bună seara, domnule primar. Mulțumesc mult pentru faptul că ați luat fără regim de autostradă și perspective pe termen scurt și mediu drumul de la Ghimpețen până în platou la OLTV. Bună seara, domnule primar! Bună seara dumneavoastră, domnul Dorobanțu, bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație, îmi face deosebită plăcere să vin la dumneavoastră și drumul, să știți că nu e nici greu, nu e nici atât de dificil, e o plăcere. E un drum însă pe care se circulă mult mai bine decât marele drum european care traversează Oltul de la est la vest, dar și acolo cred că și veți fi de acord cu mine, sau vreau să fiți de acord cu mine, așteptările sunt undeva pe termen scurt, pentru că dacă ne luăm după ceea ce zice UMB Expedition, drumul expres Pitești-Craiova ar putea să fie parțial gata la finele anului în curs, deci pe undeva din zona de la Valea Mare până dincolo de Balș să se circule în regim de autostradă, aș putea spune, două bezi pe sens, și iată că se întâmplă ceva pe care nu luasem în calcul cu vreo jumătate de an în urmă chiar. Așa este, aveți dreptate și eu cred în această speranță, să zic așa, oamenilor, și am toată încrederea că lucrurile se vor termina. Aminteam despre drumuri și poate că una din temele pe care urma să le discutăm în urmă cu o lună și jumătate, când a fost ultima dată în acest platou, este una din temele cu care, neavând atunci timpul alocat, timp pentru a intra în tema asta, vreau să vă întreb, în cât timp vine o ambulanță la Ghimpețeni? Domnul Dorobanțu, să știți că din punctul ăsta de vedere, chiar dacă noi suntem la limita județului sau la extrema județului, la una dintre extremele județului, în partea de est. De est, da, ne învecinăm și cu Telorman și cu Argeșul, să știți că avem un centru de ambulanță la Tufeni, la o distanță de 10 km de noi, la Drăgănești la 25 de km. Și la Slatina, de asemenea, la 47 de kilometri, nu au fost cazuri în care perioada de așteptare să fie
variază între 20 de minute și 50 de minute. Iată că putem spune asta că este o veste bună, pentru că da, dacă în urmă cu vreo, să zicem, cu vreo 7-8 ani, ambulanța la Ghimpețean cred că venea într-o jumătate de oră în cel mai fericit caz, iată că din punctul ăsta, ceea ce înseamnă protecția sanitară, începem să ne mișcăm mai bine. Este o singură ramură, să zic așa, a economiei sau a sistemului ăsta de sănătate care funcționează cel mai bine în România, nu numai la Ghimpețean, bănuiesc. Cred că nimeni nu poate să comenteze despre serviciile de salvare. Mulțumesc mult, da, asta este chiar o veste bună. Și merg mai departe și vreau să vă întreb, suntem într-o vreme a zbatelor, asistăm cu toții de pe margine, o foarte mare parte dintre noi, prea puțin sunt cei care sunt implicați în asta, la ceea ce se cheamă lupta pentru putere, lupta pentru putere în cadrul Partidului Național Liberal, acolo unde pe o parte primul ministru în funcție, domnul Cîțu, și pe de altă parte președintele Camerei Deputaților, politicianul consacrat Ludovic Orban se luptă pentru putere în cadrul partidului în cauză. Vreau să vă întreb dacă pe noi cei mulți care nu suntem membri ai partidului în cauză, care nu vom fi delegați la congresul din iunie, din septembrie, scuzele mele, dacă pe noi cei mulți așa ceva ne poate afecta cu ghilimele care se cer în așteptările dinspre politicieni că vom avea ceea ce vrem cu toți, o viață mai bună. Să știți că, indirect, acest freamăt din interiorul... A zis foarte bine, da, freamăt. Partidului Național Liberal ne afectează în mod direct pe toți dintre noi. Ăsta e și un ghinion, să zic așa, al partidului, exact cum spunea domnul președinte, sau răspundea la o întrebare, ghinion al partidului aflat la guvernare sau principalul partid de guvernare care și-a asumat toate reformele și așa mai departe în guvernarea asta, e un ghinion, zic eu, și o bilă neagră, pentru că acest freamot nu va duce bine deloc, nici pe perioada de dinainte sau să zicem de campanie până la alegerile care vor avea loc în septembrie și nici pe viitor, pentru că indiferent cine și ce va spune, lucrurile nu se vor așeza după alegeri. Dimpotrivă, vor deveni mult mai tensionate, vor fi nevralgii din ce în ce mai accentuate, ambiții, polițe de plătit și așa mai departe. Pe de o parte, însă eu, din experiența mea politică, având în vedere că am făcut parte din Partidul Liberal o perioadă destul de lungă, și anume 8 ani, 4 ani când eram simplu membru și 4 ani ca și primar, cred că ar fi o pierdere, dar spun doar din punctul meu de vedere, ar fi o pierdere ca Ludovic Orban să nu mai fie președintele acestui partid. Din punctul meu de vedere. Acum dânsii știu da, mai bine ce e o luptă internă a lor pentru putere. Este o luptă în care, dați-mi voie să fac și eu o mică paranteză pe tema asta. Îl privesc în clipa de față pe Ludovic Orban ca un om căruia i s-a desenat ținta pe spate. Și mă uit la fruntașii săi, colegi de partid, care uită foarte repede. Alegerile lor care au fost câștigate cu el la putere, PSD-ul a fost dat jos prin moțiune de cenzură cu Ludovic Orban președinte, europarlamentar din 2019 au fost câștigate tot cu Orban președinte și așa mai departe. Paradoxal până la ca în politică. Da. Numai în politică se pot întâmpla chestiuni de genul ăsta. Deși câștigi sau aproape câștigi totul, uite că ți se dorește accentuat schimbarea. Eu am văzut că general și cunosc din întâmplare pe Ludovic Orban. Și cred că este un om destul de modest, un om care și-a ținut față de partid promisiunile și așa mai departe, însă știți și dumneavoastră că atunci când a început să câștige anumite campanii electorale, avea lângă el un număr limitat de persoane. Acum numărul
s-a mărit și pretențiile au crescut, iar el nu mai poate să le satisfacă pe toate, cum se întâmplă în politică în general, și cred că va fi taxat. Haideți mai să... mult decât atât. Da, știm cu toții că miza este fantastică. Noi nu o vedem cu toții, dar vă dați seama că ei, dacă nu mă înșel eu, au un statut stipulat faptul că cine e președintele partidului va fi și candidatul la prezidențiale. Da, da. Din punctul meu de vedere, Câțu ca premier să meargă la prezidențiale, indiferent cât ar fi el de bun, să zic așa, ca și premier, ceea ce mi-e foarte greu să cred că va fi un premier în anarele istoriei sau în anarele istoriei sau în istoria României, va fi un premier sublinea cu roșu că ar fi făcut lucruri deosebit de bune, având în vedere că a traversat-o perioada din pandemie asta destul de grea și după post-pandemie vedem cu toții că prețurile au luat razna, adică e foarte greu de controlat, de controlat economic situația țării și n-are cum să iasă bine, iar dacă ei vor ieși, deci dreapta va ieși cu Câțu, cred că șansele să diminuează vertiginos, din punctul meu de vedere, pentru prezidențiale. Nu mi-e simplu să spun că dacă ar merge cu Orban, ar avea șanse mult mai mari. Nu cred că mai este momentul și nu cred că vor mai câștiga alegerile prezidențiale cei de dreapta. Atunci, iată, se leagă oarecum și îmi notasem pentru asta să vin să vă întreb. Sunt din ce în ce mai mulți cei cu orientare de partea stângă care încearcă să-l reactiveze pe Mircea Joană, candidat al PSD-ului pentru funcția de președinte în 2024. Știu, este de vreme la data la care stăm de vorbă, știu că și astăzi Mircea Joană, cel care pierdea prezidențial în fața lui Traian Băsescu în 2009, este numărul 2 în ceea ce înseamnă NATO, dar totuși, cum vi se pare? O reactivare sau o prezență a lui Mircea Joană, mai degrabă spus, pentru o nouă candidatură la funcția de președinte al țării din partea PSD? Domnul Robanțu, eu nu sunt politician de nivel înalt sau și totuși, la nivel înalt. Și totuși, tocmai asta percepția de la bază e cea care... Iar, din punctul meu de vedere, cred că ar fi o soluție optimă sau ok. Însă, cine știe ce se va discuta și cum se vor discuta. Nu știu dacă va mai accepta domnul Joană să mai treacă până așa ceva. Știți că într-o emisiune anterioară vorbeam despre Joană și despre ceea ce se auzise despre dumnealui la un moment dat și spuneam așa între ghilimele, domne, dacă era un sâmbure de adevăr în toate chestiile astea de acuzații pe care să... Da, capete de acuzare se formau asupra lui, de ce l-ar fi luat NATO ca și secretar general? Adică era un paradox, este un paradox și așa mai departe. Repet, din punctul meu de vedere, cred că este o variantă de luat în calcul, o variantă optimă și o variantă dintre cele mai bune pentru a merge cu Mircea Joană la prezidențial. Și asta poate fi luată în calcul și într-un context în care liderii de drept, liderii de facto ai PSD-ului de astăzi, nu se așează pe ceea ce să zicem, să definim ca un pat al lui Procus prin care să aibă măsura corespunzătoare a capacității și demnității de a fi candidați oarecare din cei care conduc PSD-ul astăzi pentru funcția de președinte de țară, nu. Și din partea PSD-ului nu văd că ar veni cineva să le echivaleze, dar nici de cum din alte partide n-ar avea mai cu seamă cine. Adică să vede pe dacă luăm și-l analizăm așa ierarhic ce a făcut sau viața lui politică sau experiența lui de viață și știm că este catalogat ca unul dintre cei mai buni ambasadori ai României în Statele Unite ale Americii, știm că a stat pe acolo 5 ani de zile și a format un cerc de prieteni, un cerc de prieteni între ghilimele. Și lucrurile astea funcționează, știți, acum nu ne totdeauna, nu vrem să recunoaștem, dar nu știu de ce. Dom'le, legea lobby-ului trebuie să existe și există în toată lumea asta.
Acum, sincer, dacă vă duceți la un magazin sau dacă vă duceți la un instalator sau dacă vă duceți la un tâmplar sau dacă vă duceți la oricine, dacă îl cunoașteți, este o diferență? Una e când te duci să cumperi sau să comanzi ceva la un nene care nu l-ai văzut niciodată sau l-ai văzut pentru prima oară, îl vezi atunci pentru prima oară în viața ta, și alta este să-l cunoști. Altfel îi deschizi ușa, îi cunoști tabietul, îi cunoști stilul, îi cunoști pretențiile, îi cunoști multe, capacitățile, multe aspecte. Până la urmă, da. Și ai un avantaj și în negociere, nu? Una e să o facă cineva pentru prima dată la o întâlnire cu, eu știu, un vicepreședinte al Statelor Unite, al Americii, eu știu, cu un secretar de stat și așa mai departe, și altă e cineva care a mai interacționat cu el. Dar, însă la noi, ceea ce înseamnă o lege a lobby-ului, se pare că este una depusă, este o inițiativă prin Parlament, cred că de prin 1998, citeam acum ceva timp, însă până în clipa de față nimeni nu se încumetă să-i dea o formă prin care, da, și un om public să aibă capacitatea de a putea face lobby pentru o zonă de business de care se poate folosi în ceea ce înseamnă administrarea comunității, să spunem, din care face parte. Nu, la noi asta se definește legea lobby-ului prin sarcastic. Spagă, nu? Da, prin sarcasticele articole din norma penală care merg de la trafic de influență până la luare de mită și așa mai departe. Păcat că nu ne dăm seama că trebuie să activăm sau să scoatem din sertarea această lege, să o adaptăm, votăm, să o adoptăm și să o îmbrățișăm ca atare, pentru că toate popoarele din jurul nostru fac lucrul ăsta și uite că o fac foarte bine. Da. Noi trebuie să recunoaștem că, neavând o lege sub forma asta, avem un handicap, să știți. Oare credeți că n-ar fi avantajat ca țară? Da, și voi folosi termeni mari, dar până la urmă eu nu fac decât să vin și să vă întreb. Credeți că n-ar fi avantajat ca țară dacă am fi reușit să intrăm în ceea ce înseamnă capacitatea de a face lobby, capacitatea de a ne folosi de cei mai buni consultanți, în ceea ce înseamnă accesarea, să zicem, acestor bani de tip Fata Morgana, cei 30 de miliarde de euro care se subscriu PNRR-ului? 100% da. Și dacă am vrea să luăm un simplu exemplu care a fost mass media, a ocupat ziarele pe prima pagină ani de zile, haideți să ne amintim ce s-a întâmplat cu Microsoft-ul, cu licențele și cu toată nebunia care a existat la un moment dat în România și cum s-a lăsat pentru români cu condamnări și așa mai departe. Întreb așa pentru cultura mea generală, cine? Adamita? Microsoft-ul nu era o firmă românească, nu, România crea Microsoft-ul și așa mai departe. Și cei care au primit merită, de unde au luat? Nu de la Microsoft? De ce pentru ei se cheamă lobby-ul, iar pentru ceilalți se cheamă luare de mită? Aminteam mai devreme că la noi legea lobby-ului, domnule Dobre, se subscrie unor articole din legea și norma penală și nu avem ce face. Haideți să merg mai departe și să vă întreb dacă se poate face ceva astăzi, din ceea ce știți, din discuțiile, din comunicările purtate în ultima vreme, pentru satul românesc cu fonduri din PNRR. Domnul Dorobanțu, am fost invitat săptămâna trecută de către domnul președinte al Consiliului Județean și de către vicepreședinții, în orice caz, toată structura Consiliului Județean, nu numai pe mine, toți primarii au fost invitați ca să participe la o ședință, la o ședință de lucru cu ARD-ul. Agenția de Dezvoltare Regională Oltenia, Sud-Vest, unde ne-au fost prezentate principalele axe, număr de 8, dintre care pe mediul rural puteau fi accesate numai 2, este foarte puțin din nevoile care sunt în mediul rural, însă sunt câteva chestii care se pot face și anume, cum ar fi? Anume eficientizarea energetică a clădirilor publice, ceva cu energia regenerabilă pe la școli, pe la
cămine culturale și așa mai departe. Mai erau câteva chestii care țineau de bazine, de nod, de piscine, ceea ce mi se pare o aberație, pentru că, sincer să fim, o piscină, dacă o construiești, este foarte greu să o întreții. Este extraordinar de greu, fantastic de greu. Nu, eu n-aș avea curaj să mă apuc de așa ceva, pentru că ar implica niște cheltuieli exorbitante ulterior. Pe lângă astea, lucruri esențiale și puternice, adică canalizări, drumuri, gaze, nimic, zero. Bine că nici pentru orașe, după cum ați văzut, că nu-s de acord cei de afară sub nicio formă cu gazele. Am văzut că ar fi de acord cu ceva în sensul modernizării rețelelor existente de gaz, de transport, prin ceva sisteme din astea care se pot permită și transportul hidrogenului, dar construcții de rețele noi zero. Păi și atunci voi merge mai departe pe tema asta și să vă întreb. Cei de la Ministerul Fondurilor Europene, atunci când s-au dus la Bruxelles să facă, să zicem, o scrisoare de intenție în prima fază și să ceară, să zicem, un de verde, bun de plată pentru sumele în cauză, n-au încercat oare celor de acolo să le spună că nevoile comunității noastre ca țară sunt totuși altele față de ceea ce vrea, să zicem, Danemarca, de față de ceea ce vrea Franța, față de ceea ce vrea Spania, pentru că să acceptăm. Noi suntem puțin rămași așa mai în urmă, pentru că istoria n-a fost de partea noastră. Să ne facem înțeleși cu nevoile pe care le avem momentan. Nu am avut capacități de a negocia la nivelul celorlalți. Ei ne-au impus niște condiții care sunt foarte greu de respectat și de realizat, în primul rând, că ați văzut ce condiții pun vis-a-vis de pensii, vis-a-vis de salarii. O să ajungă, am înțeles și am văzut cu toții, nu, că au avut o primă întrevedere și cu Fondul Monetar Internațional. Ăștia, sub nicio formă, știm cu toții că pun problema sec și dur vis-a-vis de concedieri, de reducerea numărului de locuri de muncă, cu o grămadă de nebunii. Iar numai să muncești pe schemele astea îți ocupă foarte mult în timp și nu știu dacă o să mai ai timp de ceea ce ai promis în campanie sau atunci când ai intrat la guvernare. Iar vis-a-vis de Uniunea Europeană, n-avem nici oameni, n-avem nici consultanți, nu avem nici politicieni care să ne reprezinte și să fie recunoscuți la nivel european. Suntem pe undeva pe la periferie. Adică sunt de acord pe undeva, pentru o porție foarte mică, să zicem, și cu cei de la Bruxelles, care spun, dom'le, nu dăm bani pentru canalizări, nu dăm bani pentru alimentare. Câți europarlamentari avem noi, domnul Dorobanțu, din cei de la Bruxelles recunoscuți și cu vocație? Sunt mai mult de 20? Nu. Și atunci despre ce vorbim? No. Restul sunt fie la primele mandate, marea majoritate dintre ei, și oameni care nu au experiență politică, oameni care nu știu dacă vin din câmpul muncii, dacă au făcut vreodată o activitate. Și atunci rezultatele le vedem. Nu o să luăm din cei 80 de miliarde, nu cred că vom lua 20%. Adică va fi la sfârșit o batjocoră. Însă eu sunt o persoană optimistă și cred că pe ultima sută de metri, cred că guvernul își va da seama și ultima lor șansă este să încheie niște contracte de consultanță cu niște firme din exterior, ceea ce mi-e foarte greu să cred că îi va convinge pe aia să lupte pentru noi, indiferent cât le va da comisiune. Că știm cu toții să vorbesc de comisioane între 5, adică se întâmplă ca la orice proiect. Da. Deci gândiți-vă câți bani se duc pe consultanță din toată absorția asta. Prima dată plătim între 5 și 10%. Da? Ca să-i luăm.
Apoi când îi împărțim pe ramuri și rămurele și pe măsuri și pe submăsuri și mai divizăm, iară ne întâlnim cu aceeași problemă, între 5 și 10%. Și o să trăim un eveniment în care pierdem 15% din banii ăștia numai pe consultanță. Lucru care e destul de urât sau de rușinos, să spun așa. Cum, domne, să nu reușești? Dar asta se întâmplă la noi în politică. De fiecare dată când vine un guvern, schimbă tot. Tot. Sunt în stare să schimbe și preșurile. Lucruri care nu sunt normale. Niște oameni care sunt acolo buni și dintre cei mai buni, așa cum văd eu lucrurile. Dom'le, nu mai discuta despre oameni ce salarii au în instituțiile publice, pentru că niciodată nu o să faci o consultanță de 10 cu oameni plătiți de 5. Noi nu vedem atunci când... Nu există primar care să nu fi făcut un proiect pe fonduri europene. De 50.000 de euro, de 70.000 de euro, a făcut un teren de fotbal, a făcut el ceva pe acolo. Și a văzut cu ochii lui că i-au luat consultantul 7%. Și din 50.000, 7% vi se pare puțin 35.000? Adică undeva la 1.700.000? Și lucrurile astea le trăim cu toții, nu? Și atunci, dacă tu vezi că îi dai unui consultant privat 1.700.000, nu este normal ca și unui bugetar de 10 care face ce face privatul să poți să-i dai un salariu ok ca să nu mai plece la privat? Nu putem să facem noi, nu vom putea. Nu mai este ceea ce credem noi. Dom'le, stai puțin că pe vremuri lucrurile funcționau așa din patriotism, din bun simț, din respect, din cauze. Acum toată lumea se rezumă la cât de bine este plătit, ca și brokerul, nu? Da. El e conștient că 6 ani, 10 ani va face consultanță, că după aia dispare, nu mai are ce să facă și în 10 ani vrea să capitalizeze și să își permită ulterior să trăiască fie din ce a agonisit, sau fie din plusul, din dată de să-și cumpere niște proprietăți, niște terenuri în care să investească, să-și asigure un trai pe viitor. Este ceva logic. Noi dacă nu vom înțelege asta, nu vom face nimic, doar vom pierde în continuare și o să constatăm că n-am fost în stare. Păi cu cine să fii în stare? N-ai cu cine să fii în stare. Dacă nu-i plătești de 10, nu va face nimeni de 10. Știm cu toții din facultate și din discuțiile pe care le-am avut și noi cu mari economiști și cu toată lumea. Dom'le, dacă costurile unui produs sunt de 1.000.000, reclama ajunge în prima fază când tu îl lasezi pe piață până la 50% din costul de producție. Profiturile sunt minime prima dată. Până când ajungi tu brand să câștigi, păi Coca-Cola face o dată pe aia reclamă, nu de Crăciun, de abonatul. Păi să vinde că ăla e brand, dar noi când ajungem brand? Noi suntem vai de păcatele noastre și noi vrem așa să câștigăm mult, adică totul fără să cheltuim. Nu merge. Da. Am să vă întreb tot de ceea ce înseamnă banii ăștia, care sunt o utopie, aș putea spune, sau poate o țintă care se mișcă prea repede pentru vânătorii de fonduri din cei din arcul guvernamental care sunt la putere în țara asta. Și mi se pare straniu, pentru că asistăm la o respingere categorică a finanțării sistemului public de irigații. Lipsa de convingere a autorităților la Bruxelles sau pur și simplu rămâne mai departe pasiv să facem jocul altora pentru a nu fi independenți din punct de vedere a ceea ce înseamnă, după mine, cel mai mare capital pe care îl poate avea o comunitate, o țară în timpurile noastre, independența asigurării hranei. Domnul Dorobanțu, singurul lucru care merge bine în țara asta, sau care ar putea să meargă și mai bine, sau de 10 ori mai bine în țara asta și chiar am fi top, adică n-ar avea ce să ne facă la potențialul pe care îl avem noi, este agricultura. Și dacă nu luau nimic, dar n-au fost în stare să prezinte vis-a-vis de agricultură mai nimic pe PNRR-ul ăsta. Absolut. Cu atât mai mult, despre irigații nici măcar nu au amintit, sau dacă au amintit, au făcut-o atât de prost, încât iau și, adică pur și simplu i-a șters așa, ca și cu buretele, cum mai face-o cu buretul. Au trecut-o mai departe.
Pentru că aici era bătaia și vă dați seama că ei acolo sunt foarte atenți și extrem de atenți și sunt extrem de exigenți cei de la Uniunea Europeană, nu? Pentru că o să ajungem să ne batem cu ei, ceea ce lor nu le convine. După ce că suntem faultați pe subvenții, nu? Că da. Celelalte state știm cu toții că nu știu dacă mai există vreun stat care să aibă subvenția mai mică decât România. Dar... La noi, la Cultura Mare, se pare că se practică un preț, dacă voi greși, vă cer să mă corectați, 168 de euro la hectar, în timp ce pe Cultura Mare, Franța, să luăm o țară oarecare, pentru că știu suma foarte sigură, merge pe undeva pe un 585 de euro la hectar. După ce că suntem bajocoriți la modul ăsta vis-a-vis de subvenții, nu am fost în stare să obținem și ceva pe irigații. Cumva împletit cu desecări, așa cum se vorbește, împletit cu altceva, sub altă formă prezentată, că era normal, domnul Dorobanțu, cum să-ți dea aia ție bani să te dezvolți ca să devii competitiv cu el, adică să-l ucizi pe el, ăla-ți dă bani să-și dea foc singur la valiză? E logică treaba, că ei nu vroiau să ne ajute, să ne sprijine pe noi în chestiunea asta, cu irigațiile. Nu o vor face exact cum nu o vor face cei cu gazele, nu o fac, sunt cheltuieli prea mari sau costuri prea mari, nu. Vor face autostrăzi, vor finanța autostrăzi, drumuri, căi ferate și așa mai departe, să ne omoare toți banii, pentru că nu avem firme noi și o să trimită și ei și să-și ia banii înapoi, iar pentru chestiile astea sunt interesații ca să facă comerț. Domnul Dorobanțu, gândiți-vă că noi vorbeam cu un mare producător de carne de porc din județul Olt și anume Eurospațialul Latfem, produc undeva la 40. Da, cea mai mare fermă, practic, de profil din Olt. Știți cu cât a dat de la 1 ianuarie până la 31 mai kilogramul de carne de porc în viu? 3 lei. Păi și costurile? 5,5. Aia o pierdere 5 luni de zile consecutiv. Dacă nu aveau maternitatea să vândă purceluși vii din ăștia de 25 de kilograme, erau un faliment. Și ei sunt singurii care spuneau din tot sufletul ce se întâmplă și cred, pentru că oamenii explicau foarte clar și concret, așa la liniuță, domne, 80 de lei cât primesc eu subvenție pe kilogramul de, nu, pe porc îngrășat la 110-120 de kilograme, nu mă mai ajută. Nu mă mai ajută cu nimic. Export nu pot să fac. Da, că n-avem voie că peste porcine. Peste. Da. Da? Numai Spania face export. Nu mai poate să exporte nici în China, România exportă doar Spania. Și îmi zicea că România, cu toate chestiile astea, nu poate să producă mai mult de 35% din consumul necesarul propriu de necesar, da, pe piața românească. Vreau să vă dați seama că ei sunt interesați de șosele, de căi ferate și de toate cele, ca să-și aducă marfa cât mai repede aici și așa mai departe. Păi uitați-vă la Grecia. Sunt pepeni de la Greci, dacă nu mai șer eu, 2,5 lei acum. De la greș, dar până când nu se pără ai noștri, toată lumea deja ajunge la saturație. Sau dacă nu ajunge la saturație, deja a consumat de două ori. Da, și vorbim de un 2,5 lei prețul care e la piață. Da. Și înseamnă că prețul lui de cost undeva, prețul lui de plecare din Grecia e la jumătate, pentru că... Mai puțin, cred că e la 1 leu, poate 0,20 de cenți, eurocenți și așa mai departe. Dau subvenții, domne, că știu să se bată. Și dacă ai subvenție, lucrurile sunt simple. Iar eu tot timpul am crezut că țara asta n-ar depinde nici de subvenții România, n-ar depinde nici de fonduri europene și nici de multe, multe chestii din astea, nici de PNRR și așa mai departe. Dar știm cu toții că avem o economie subterană extraordinară sau în floare. Credeți dumneavoastră că la noi în țară se recuperează mai mult de... sau din cuantumul TVA-ului, să zicem, da. Și al TVA-ului, cel puțin 30%, nu se știe niciodată de unde a plecat și unde este. Suntem faisteaua noastră, iar vis-a-vis de colectarea taxelor și impozitelor, mai mult de 65% niciodată nu se realizează. Deci ne mențin singuri. Pe
Păi și atunci sistemul ăsta fiscal într-o lume în care totul este la un click, totul este la un touch de telefon, de tabletă, de ce vrem, distanță, nu poate fi atât de bine pus la punct, în sensul că dacă un retailer... Câți oameni cunoașteți dumneavoastră, scuzați-mă că vă întreb, dintre toți oamenii care cunoașteți dumneavoastră, cei mai tari comentatori sau cei mai tari opozanți la orice idee pe care o ai, ca om, ca politician și așa mai departe, au datorii în spate? Da, cum să nu? Păi, vedeți, da. Toată lumea se pricepe să comenteze, dar nimeni nu vrea să fie serios cu el, cu statul lui în care trăiește și așa mai departe. Dom'le, vreau să ies în stradă și cer anumite chestii că știu că eu sunt corect. Atât timp cât da, nu sunt corect aici și nu am putea sunt merge corect. Într-un verset biblic în care se spune că cel care se consideră îndreptățit să se aplece după piatră, iar dacă nu va fi în felul ăsta să lase lucrurile în tocmai să curgă mai departe. Nu, noi suntem în situația în care suntem, nu datorită banilor, absorției de fonduri europene și așa mai departe. Să vorbesc de sume colosale în statistici și credeți-mă că am discutat cu oameni care fac parte și din consiliile de administrație ale băncii naționale și toată lumea știe care este problema, dar nu știu de ce nu o spun, de ce nu să face ceva în sensul ăsta de a termina, domnule, cu chestia asta. Cum tu știi că ai legume și fructe pe piață din import de 70% din piață la momentul ăsta? Că tu cireșe, nu știu dacă avem 10%, restul sunt în export, piersici, caise, mere, pere, gutui și orice. Tot ce înseamnă fructe și legume, sunt 70% din piață, e din afară. Spuneți-mi câți bani se încasează la bugetul de stat de aici. Și câte lucruri s-au încercat și spuneți în câte au reușit. Nimic. Nu, eu aș merge mai departe să încerc să, dacă cineva ar vrea să facă poate dintr-o perspectivă la cele spuse de către dumneavoastră un calcul, cu cât îl ucizi pe producătorul din țară care vrea să vină și el cu ceva pe piață și muncește și costurile lui sunt mai mari decât practica ceea ce primește ca subvenție de la stat, cel din Bulgaria, Turcia, Grecia și de unde mai luăm noi alte bunuri. Dom'le, nu avem nici clima lor, sincer, adică nu putem să facem nici agricultură mare sau de cereale la nivel macro și să facem și pomicultură. Nu merge. Sau da. Merge în zonele de deal și de munte. Avem și zone din astea, dar tot nu ne putem bate cu ei. E o lege a naturii, o lege firească. Nu putem noi să facem ce fac ei. Nu ne ajută clima în absolut tot. Dar pentru consumul nostru, eu cred că 70% de necesar ar putea fi oarecum acoperit din intern. Numai că aici trebuie să urmărite niște subvenții, exact ce spuneați dumneavoastră. Adică, dom'le, dacă vezi că ești deficitar pe segmentul de fructe, încearcă și subvenționează-i pe cei care olivezi. Fă-le niște depozite mari, colectează, adică mai implică-te și tu ca stat. Nu spune, dom'le, în capitalism statul nu mă administrează. Da. Păi, dom'le, administrezi, dar dacă ai ce? Și dacă lumea este corectă, dar dacă lumea, tu știi ce oameni ai, ce calitate de, adică oamenii ce calitate au și că ei te pot jongla, că nu sunt serioși și îți dă pas întotdeauna. Păi spuneți-mi pe vremea pandemiei când au fost scutiți de ce au avut facilitățile alea fiscale, cine a plătit taxele și impozitele la timp? Nimeni. Până la arteri, când au început să curgă plicuri, nimeni nu dădea pe la finanțe. Haideți să luăm însă o foarte scurtă pauză și după pauză ne întoarcem la ceea ce înseamnă de fapt o prezentare a stării de fapt într-o țară unde marketingul politicienilor vrea să vândă cu totul altceva decât cele spuse de către invitatul meu din această seară, dar mai departe după o foarte scurtă pauză. Bună seara din nou, doamnelor și domnilor, mergem pentru cea de-a doua parte a serii zile de 15 iunie, an de grație 2021, la de la stânga la dreapta. Invitatul meu mai departe este cel care a fost și în prima parte, domnul primar al Comunei Ghimpețeni, Dan Constantin Dobre. Domnule primar, vă mulțumește gradul de răspuns al polițiștilor arondați ghimpețenului, pentru că, iată, se vede în spațiu public la un timp încoace că lucrurile parcă scapă puțin din mână și din punctul ăsta. Ne uitam, sincer, cred că da. În urmă cu niciun
o zi la un conflict undeva, cred că prin județul Dâmbovița, când o fătucă polițist, practic, n-a avut ce face un derbedeu care mai se dea cu ea jos. Sincer, la noi colaborăm nu bine, foarte bine cu poliția și sunt chiar încântat de modul lor de cooperare și de implicare atunci când este nevoie. Dar, cum știm cu toții, sunt și excepții de la regulă, pe de o parte, iar pe de altă parte, domnul Dorobanțu. Iar eu zic că noi ne pricepem și să facem de toate. Știți de ce? Tot noi discutam despre poliție și despre atitudinea poliției când l-au încătușat pe nenea ala la Pitești, a făcut infarct și a murit, nu? Când au scos pistolul și au tras în nu știu cine, luăm atitudinea cealaltă. Domne, ce a făcut, exces de zel și așa mai departe. Iar acum, să fim sinceri, adică eu nu mai știu ce să mai crezi și nu știu cum să interpretez lucrurile de maniera asta. Erau practic depășiți și dacă se implicau mai mult, poate, dar nici cu spray-ul, că dacă scoteau spray-ul, din punctul meu de vedere, că mă gândesc bărbătești. Dom'le, scoteai spray-ul, tu singur și cu o fătucă, la trei nebuni. Păi, nici spray-ul ăla nu lânge, nu chiar zăpăla imediat. Trebuie să treacă 30 de secunde, nu? Da. Și îi dădeai lui unul. Și îi dădeai și lui al doilea, dar până îi dădeai și lui al treilea, fie să termina spray-ul, fie te pleznea ăla. Sau dacă, scoți arma și se întâmplă și ai tras vreun foc de armă și trebuie să dai socoteală până în pânzele albe. Și mai departe, scuzați-mă, nu vreau să fiu criticat sau îmi cer scuze față de ceilalți, dar dumneavoastră credeți că respectivul, adică s-a dus el, s-a apucat să-i filmeze, el nu s-a înțeles la preț cu ăia sau a făcut ceva? Da. Adică nu suntem nici noi luați de pe stradă așa. El nu s-a înțeles la preț cu ăia și după aia le-a zis, bă, știți că voi n-aveți conform gripe aviare, care e aici, nu aveți voie să vindeți păsări vii, dar ce făceam ăla, furea? Adică eu aici eram de părere, domne, dacă ăla fura sau dacă ăla făcea, eu știu, îl prinsese cu mâna la unul, la un hoț în autobuz, în buzunar, îi bătea pe altul, strângea de gât să-l omoare, da, domne, m-a pus să-l filmeze așa. Dar ăla vindea păsări, vândea găini, ce făcuse, omorâse pe cineva? Și de acolo a început provocarea, că nici aia, dacă el doar pur și simplu îi filma fără să ajungă, că nu știu dacă, că vedeți dumneavoastră, nu se dă A la Z filmul, ce s-a întâmplat. Da. Dar eu vă spun că așa s-a întâmplat. El s-a dus, a vrut să cumpere și el păsări, ca să nu mai ducă nu știu unde. După aia a existat o altercație, n-au dat-o la pace și a început să-i filmeze. Stai, bă, că vă arăt eu, că eu sunt activist, sunt nu știu ce, așa mai departe. Lucru care, aș vrea să merg mai departe, domnule Dobre, și să vă întreb, aș zice că e una din temele care vine cu viteză foarte mare peste ceea ce înseamnă satul țării noastre de astăzi. Sunt din ce în ce mai mulți bătrânii sau vârstnici singuri, cu copii, cu nepoți care o duc bine prin alte țări, dar care, chiar dacă le trimit bani, nu e de ajuns pentru a-și putea să se întrețină corespunzător, cum ar fi să aibă pe cei dragi în preajma lor. Se poate face ceva din punctul ăsta? Poate se pot găsi, să zicem, axe de sprijin cu fonduri europene? Cred că deja ne întindem prea mult pe zona asta, pentru a-i putea ajuta pe cei care sunt rămași acasă, în vârstă și cu cei dragi lor în putere, muncind pentru țările altora. Domnul Dorobanțu, noi ne îndreptăm cu pași mari și repezi către ceea ce e în afară și să ne intre bine în cap că am încurajat cu toții chestia asta. Toată lumea a alergat după bani și a plecat în afară, unde a obținut muncim mai greu, dar mai ușor sau la un nivel mai înalt. Remunerația a fost pe măsură. Da. Și iar revenind la chestia de unde plecăm, da? Hai să le facem salarii mari aici, să nu mai plece. E prima condiție. Cum au făcut-o la medici, dar după ce au făcut-o la medici s-au oprit, s-au blocat. Da. E clară treaba. Dacă n-ar fi bani mulți acolo și ar avea bani mulți aici, ar sta lângă părinții lor. Sau dacă n-au de mâine se plătește mai bine în țară ca în față de Spania, se întorc în coace. Toți. Nu se pune problema. Cum au plecat după bani acolo, se întorc după bani aici. Ce mă îngrijorează pe mine însă,
că noi vom rămâne ca popor descoperit vis-a-vis de ce se întâmplă cu acești bătrâni, care ajung în curând la o vârstă destul de înaintată și nu se mai pot descurca singuri și vor apela la fie la autoritățile locale, fie la autoritățile guvernamentale, fie la statul român, cumva. Și aici vom ajunge la renumitele azile, care, ne convine, nu ne convine, va fi ultimul nostru adăpost. Ultimul adăpost sau ultima noastră parcare. Sigur și cert, fie că avem copii, fie că nu avem copii, acolo 80% dintre noi vom ajunge. De ce vă spun asta? Chiar dacă am avea lângă noi pe cei dragi și așa mai departe, modul de abordare a lor este de această manieră. Adică mai vedeți dumneavoastră ce era, ce se întâmpla în trecut, în sensul că veneau copiii acasă de sărbători, veneau duminica, veneau la o lună de zile, indiferent unde erau în țara asta, la o lună de zile treceau pe acasă, fie să-și vadă vecinii, verișorii, rudele, fie nu numai părinții, și să-și vadă casa părintească, pe care o respectau cu sfințenie. Acum toată lumea aleargă după bani. Păi avem ceea ce ne-am dorit. Eu am zis așa, dom'le, esența vieții care este? Când te vezi tu împlinit? Când ești o familie închegată, legată, când ai făcut o casă, te respecti, da, când te respecti reciproc, când ai liniște, nu neapărat banii ăștia aduc atâta căldură. Și după ce obținem bani, să știți că eu am avut chiar discuții dezvoltate așa în amănunt cu prietenii. Dom'le, ce face un copil? Dom'le, îl trimit la București. De ce îl trimiți la București? Pentru că acolo va obține un salariu bun și ajunge cineva. Dar cineva poate să ajungă și aici. Nu trebuie să ducă neapărat la București. Să duce la București, tu te chinui să te sacrifici aici, să-l ajut să-și ia o locuință acolo, el se trezește că, ajunge la pensie, între timp tu te propădești sau ajungi pe nu știu unde, el ajunge la pensie, între șase pereți, vrea să plece, n-a făcut nimic major nici acolo, s-a ruinat totuși de aici, de acasă, și tu te-ai propădit, el a ajuns fără niciun sprijin. Nu mi se pare. Dar asta, fiecare ce își dorește. Eu n-aș fi de acord cu lucrul ăsta. Adică să alerg așa neapărat spre mediul ăsta urban. Pentru ce? Da, poate că nu suntem învățați, și aici aș completa eu, o să vă cer însă și un comentariu din punctul ăsta, poate că nu suntem învățați cu ceea ce înseamnă distanțele de parcurs. Dacă vom merge, să zicem, într-un land german, vom găsi acolo foarte mulți oameni care fac în fiecare zi naveta de la domiciliu, de la Ghimpețen, să zicem, la Slatina, la București, la 100 și ceva de kilometri, se urcă pe drumuri și seara se întorc spre casa lor fără să li se pară că e un cost mare al vieții sau un cost mare al timpului existenței lor. Este foarte adevărat. Suntem aici în general o mentalitate de a rămâne când se ajungem poate. Dacă poți să iei masa de prânz acasă, în pauza de masă, să te duci la prânz, ești cel mai tare. Da. Știi ce am observat? Toată lumea este avidă, dacă vă uitați în weekend pe media, o să observați că, domne, s-au dus pe litoral nu știu câți. Și mă întrebam singur, bă, cum să duc ăștia pe litoral, că eu la 5 dimineață, la 5 jumătate dimineață m-am trezit și am dat așa o tură pe câmp. 11 grade erau și eram cu haina de vânătoare pe mine. Adică mi-era atât de frig și zic, bă, pentru ce te duci la mare? Da, să cheltui 100 de euro pe drum. Când vă oprești pe la Peco, bei o cafea, ții un corn, ții o apă minerală, mai treci pe la Mec, că ești cu copilul, te duci la mare, ce să faci? Da, corect. Nu, logic. Dom'le, nu vă dați seama că noi aruncăm niște bani pur și simplu pe fereastră, iar banii vor fi din ce în ce mai rare, adică să ne fie clar tuturor. Probleme vor fi, nu știu cât a fost criza din 2007 de accentuată și cât de bine a resimțit-o noi. Dar nu cred că vom trece prea ușor peste ce se întâmplă acum de pe urma pandemiei. Și se pare că e începutul unei crize care se pregătește. Dacă China a anunțat unul
Domnul Dorobanțu, dacă China a anunțat că scumpește tot cu 10%, cu tot ce produce ea. Și gândiți-vă că noi acum suntem oarecum bucuroși, domne, s-au scumpit cerealele pe burse, dau ăștia niște prețuri, într-adevăr, sunt niște prețuri exorbitante, vorbeam în emisiunea anterioară, adică pe undeva zici că te pricopsești, numai că după ce o să vezi că o să fie prețul la tona de îngrășăminte la toamnă, toată euforia asta îți trece. De asta zic că bănuții ar trebui gospodăriți mai bine și ținut de ei în permanență, pentru că vremuri grele este posibil să vină în orice moment, așa cum s-a întâmplat cu pandemia, așa cum s-a întâmplat cu criza cealaltă. Vedem că s-au scumpit materialele de construcție și cât se vor scumpi din nou locuințele. Dar dacă cimentul se menține, să zicem, ca materie primă de bază la un preț rezonabil, prețul la fier e undeva la un 40-50% a crescut prețul la fier. Lucru care, unde vedeți logica? Care e justificarea? De ce s-a scumpit? Păi nimeni nu poate să-și dea seama, pentru că prețul de electricitate ca materie primă în producerea fierului de lucru, de construcție, e aproape cam la fel. Cantitatea de fier vechi din piață e cam la fel. Cantitatea de mine reu e cam la fel și te întrebi cine a strânjit asta? Sau care e motivul? Da, de ce s-a scumpit? Da. Explicația dată de unii care practic sunt puțin cu capul în or, că se lucrează mult, că se lucrează autostrăzi, că se lucrează drumul. Să ne fie clar, cantitățile consumate pe acolo sunt într-adevăr de ordinul zecilor de mii de tone, dar nu suntem o țară cu șantiere din sat în sat. Dar cât fier se folosește la autostrăzi? Da, e o materie la primă, la poduri? Da. Și la acostamentele alea, tabla, eu nu cred că acolo sunt cantități infime. Sau ce, câtă șină de cale ferată se făcea înainte? Atunci vin mai departe și e retorică întrebarea mea. Cum ne-ai se face că aceste crize, iată, suntem în zorii unei a doua mari crize, vin de fiecare dată când la guvernare sunt cei de dreapta? Ghinion. Da, ați răspuns. Să știți că și mie, sincer, îmi pare rău, între ghilimele, că li s-a întâmplat numai chestii din astea. Dar să știți că eu n-am crezut că, nu pot să le spun mincinoși, dar că vor fi așa de neserioși. Domnul Dorobanțu, eu nu pot să uit ce am trăit când priveam la televizor ce se întâmpla în Parlamentul României vis-a-vis de alocațiile copiilor. Când ei băteau cu pumnul în masă și spuneau, ca din gură de șarpe, țipau că, dom'le, nu se poate trăi cu bănuții ăștia. Adică, clar. Da. Păi cum nu ne-ai ajuns să-și măcar pasta pentru care te-ai zbătut, care ți-a ieșit, cu care ai umilit PSD-ul în perioada aia? Nici pasta nu vrei să o respecti? Ai promis că nu le tai pensiile și așa mai departe. Ai promis că nu faci atâtea lucruri, că nu scumpești, că vei merge cu măritul de salarii, cu creșterea pensiilor, cu mărirea alocațiilor și așa mai departe. Și îți dai seama apoi că a fost o vrăjeală, păi dar nu știi de la început? Că așa este. Eu nu știu, nu pot să le pun parte și la ai noștri că nu au spus și ei lucruri ciudate sau lucruri trăznite, nu? Da. Dar parcă n-au fost așa demagoși până în pânzele alte. Nu? Doamnelor, domnilor, vă mulțumim mult și pentru această seară de marți, de 15 iunie. Și ce am putea să spunem? Iată că dincolo de ceea ce a însemnat vreme de aproape un an și jumătate stresul pandemic, haideți să fim mai departe concentrați și să ne purtăm și măcar din punct de vedere al existenței noastre, din viața de zi cu zi, de grijă în noi, pentru că dacă ne lăsăm pe mâna celor care trebuie să facă politicile publice ale țării în cauza astăzi, la putere fiind cei de dreapta, lucrurile n-ar fi atât de bune. De aceea, domnule Dobre și dumneavoastră, mulțumesc mult și ce aș putea spune? De mâine, spor la treabă. Mulțumesc frumos, domnul Dorobanțu, mulțumesc frumos telespectatorilor și le urez tot binele din lume și mult succes în tot ceea ce fac și în ceea ce și-au propus să facă și îmi permit să le spun să fie atenți cu tot ce se întâmplă în jurul dumnealor, întrucât vremurile cred că vor fi destul de dificile de acum încolo. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!